Aceste imagini au fost surprinse în mai multe localități de la nordul Moldovei, acolo unde au căzut astăzi primii fulgi. Deși suntem abia la jumătatea lunii noiembrie, iarna se grăbește să-și intre în drepturi. În această dimineață, drumurile din raioanele Edineț, Ocnița, Dondușeni și Briceni au fost acoperite cu un strat de zăpadă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, va fulgui și joi în nordul țării, iar noaptea se vor înregistra temperaturi de -5, -2 grade, iar noaptea trecută a fost cea mai friguroasă din această toamnă. Serviciul Infotrafic recomandă conducătorilor auto să reducă viteza de deplasare în condițiile în care carosabilul este acoperit cu gheață. Autoritățile susțin că stratul de zăpadă de astăzi dimineață nu a creat niciun fel de dificultăți. Mai cantități de zăpadă încă, să spunem așa, n-au căzut, nu avem probleme care va cu circulația, conform informația care avem din teritoriu, merge foarte, foarte lent, se oprește mesoarea, apoi, iar, dar dimens nu ninge, așa să spunem, în continuu. Primarul din Bârnova, raionul Ocnița, susține că localitatea este pregătită pentru venirea iernii. Dacă peste noapte stratul de zăpadă se va ridica, tehnica pentru dezăpezire este pregătită. Inspectoratul Național de Patrulare îndeamnă pe șoferii care nu au schimbat încă anvelopele să o facă neapărat. Da, suntem pregătiți la noi. Grădinița se încălzește, școala se încălzește și pentru curățire trebuie să avem tractor pregătit. Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat într-un comunicat că este pregătit să preia coordonarea echipelor de intervenție rapidă în caz de precipitații abundente. Octavian Calmâc a cerut ca până pe 15 decembrie să fie elaborat un plan detaliat care să poată fi aplicat în caz de cataclisme.